Sucevenii au așadar la dispoziție aparate noi de făcut mișcare în parcul din Burdujeni și vor putea fi testate începând chiar din acest weekend. Primăria Suceava s-a gândit că pe lângă o plimbare a oamenilor nu le-ar strica și puțină grijă pentru siluete. Dacă ideea va prinde, autoritățile sunt hotărâte să aducă aparate și în alte parcuri. Mișcarea în aer liber alături de exercițiile fizice oferă pe lângă o stare de bine, o sănătate mai bună și o formă fizică de invidiat. Valoarea echipamentelor de fitness achiziționate pentru montarea aparatelor este de aproximativ 30.000 euro. Sucevenii consideră că este o idee bună și de asemenea vor profita de aceste aparate, mai ales că este gratuit. De altfel, primarul Ion Lungu speră ca cetățenii să nu le distrugă sau să le demonteze. Ce părere aveți despre faptul că domnul primar s-a gândit să monteze aceste aparate fitness într-un parc? Nu, eu sunt de acord cu așa ceva. Sunt de acord. Mai sunt pensionari care, de fapt, nu știți cum e, mai tai frunze la câine aiurea, dar mulți au teren, au trecut la vechea profesie, agricultură, dar aici e bun așa. Mai sunt... Sunt persoane, pensionari care vor să facă așa ceva. Mai ales aici e gratis. Nu trebuie să dea bani prin alte părți. Nu e rău. E foarte bine. Să vedem dacă ar trebui polițiști comunitari să-și cam facă treaba. Aici s-a distrus, s-a făcut foarte bine, au fost în lampele astea puse, într-o dimineață erau distruse, am numărat 9 bucăți. Deci, conștiința la români, ce să spun, nivelul de cultură e toată treaba. Dumneavoastră veți profita de montarea acestor aparate fitness? O să încerc. Am făcut un pic de sport la viața mea, dar am mai făcut un sport de vreo 40 de ani de muncă. Tot sport a fost. E un lucru extraordinar de bun, de frumos, util pentru copii, pentru noi. E ceva frumos. Nu a fost de când e Burdujeni asta așa ceva. De când a apărut dumnealui să vede că... Dumneavoastră veți profita de montarea acestor aparate? Eu nu, dar cred că nepoții mei, copiii mei, da. Cu siguranță că da. Asta nu e ceva rău, dar eu acum nu prea am copii pentru așa ceva, a mea e smarișorna. Pentru care tineret, eu zic că e bun. Bun, frumos. Numai de s-ar păstra. Lumea e cam obraznică și nu păstrează. Tineretul e jalnic. Pot veni și pensionarii să facă sport la aceste aparate fitness. Veți profita și dumneavoastră? S-ar putea și eu. De ce să nu? Dacă nu mă costă nimic, este gratis. E foarte bun.